pairam 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 pam pam. Cine e? Pairam pam pam. Voi cânta Iuliana Tudor este lângă mine. Împreună sunt lângă tine. Sunt și lângă mine, arăți foarte bine și aplauzele vin către tine din partea publicului. Mulțumesc! Vreau să vă spun doar atât. Dacă Horia e emoționat, eu sunt copleșită. Și am să spun, wow! Aștept momentul ăsta de la 5 ani. Am urcat pe scenă atunci pentru prima oară și educatoarea mea mi-a spus, ai voce? Cine-ți place ție dintre cântăreții de muzică ușoară? Angela Similea. Și de atunci am cântat foarte, foarte multă vreme, Noapte fată cu cercei de smoală, dacă vrei, voi cânta pentru mileniul 3 și așa mai departe. Este onorant pentru mine astăzi să înmânez acest trofeu unei mari artiste, unui model uman și profesional și credeți-mă, este cu adevărat un vis împlinit pentru că se întâmplă la Brașov, locul în care emoția e la cote maxime. Doamnelor și domnilor! Mai bine așa? Te strâng în brațe. Așa. Lasă-mă să te strâng în brațe. Nu-mi da drumul. Nu, nu, nu. Așa. Doamne și domnilor, aplauzele voastre se îndreaptă către Angela Similea. Mulțumesc. Doamnă, mulțumesc tare mult. Felicitările noastre. Mulțumesc mult de tot, Iuliana. Mulțumesc mult de tot. Se pare că ți-am purtat noroc. Se pare, nu numai că se pare, așa este și atunci când spuneam voi cânta pentru mileniul 3, mă gândeam la toți oamenii care vă privesc întotdeauna cu dragoste. Mulțumesc. Și care așteaptă... Horia, strânge-mă, te rog, pe mine acum. Și pe mine, așa? Vreau să-mi treacă emoțiile. Împreună! Doamne și domnilor, vreau să vă spun că în clipa de față trăiesc unul dintre cele mai interesante momente de când sunt pe scenă. Strâng două femei frumoase în brațe, iar acum urmează o melodie cu Angela Similea. Ce își poate dori mai mult un prezentator? Angela Similea! Mulțumesc, dragilor! În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, să vă înapoiez acest, de fapt, să-l păstrați până intru eu și să vă mărturisesc dumneavoastră și celor care au organizat această minunată zi, o zi în care televiziunea română își aniversează ziua de 50 de ani, exact ca o regină, care împarte daruri în stânga și în dreapta slujitorilor săi. Mulțumesc lui Dumnezeu că mă numesc printre ei și că am fost astăzi invitat aici pentru acest minunat premiu. Sunt fericită că sunt în fața dumneavoastră, sunt emoționată că acum 36 de ani, când am venit pentru prima oară la Brașov, mulțumesc celor care au fost alături de mine și care s-au străduit să-mi contureze personalitatea artistică și nu numai. Titus Munteanu, Aurora Andronache, Alexandru Bocăneț, Mariana Șoitu, Ovidiu Dumitru și mulți, mulți, foarte mulți alții, în afară de compozitor, textier și așa mai departe. Astăzi, mulțumesc, astăzi m-am gândit să vă cânt melodia care s-a plasat pe locul în care începe podul carierei mele între 70 și 2006. Vă rog frumos! După noapte vine zi, cât ai vrea în loc s-o ții. Omule, după jale bucurii, viața nu trece într-o zi. Omule, hei, 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 viața-i lungă, schimbătoare. După ploaie vine soare, iarna schimbă ciorile cu privighetorile și din ciocul de-o gradă crește ploaie de zăpadă. Și curată
zi. Omule, după jale, bucurii, viața nu trece într-o zi. Omule, hei, hei, toți ca așa și inima. Inima cu dragostea azi își rupe firele, înătind suspinele. Mâine vezi cări de iară, tânără de primăvară. Angela Similea, florile îți aparțin. Cică, Anto, strânge. Mulțumesc, Angela Similea, doamnelor, mergem mai departe, o nebunie!